Iată, ne ajung și în dimineața anunții. Avem o mireasă superbă și un mire prezentabil. Doamne ajută! Trăsărind de bucurie în timp ce Ionela mergea laudat cu alaiul, Mirele Andrei s-a dus să ia nașii de acasă, așa cum cere tradiția. Left a bag of bones, a trail of stones, for to find my way home. A urmat o horă ce a ținut o oră, dar noi ne grăbim să vă arătăm cele mai palpitante momente trăite. Ia-ți vinea să zici o bună de la capă de la bună. Doamnelor, puneți mâna pe batiste și haideți să învelim mireasa cum se cuvine. Urarea cântată destinată miresei, nici că poate rămâne nemarcată de câteva suspine din partea soacrei mici. Magia versurilor parcă au mai alinat-o pe mama Ionelei. Pentru bunica, pentru mama ea, de la satul mare, iau sau. Făceai grebă, nu făceai, tot fata mala cum erai. Făceai grebă, nu făceai, tot fata mami erai. Grebește mama să pus, ca să te mânt. Am văzut o mireasă și i-am pus coronița și am pus toate astea. Am știut că fata nu mai e a mea. Gata. Eu dau la un băiat și o să ocupe. Degete săltărețe mângâie acordeonul, așa că întregul alai nupțial cântă partitura bunei dispoziții sub bagheta celor doi miri. Frumoasă, e mireasa,
Ruperea turtei este o binecuvântare dată de nașă pentru căsnicie îndelungată și presărată doar cu momente de fericire. Dar emoțiile momentului au și ele un cuvânt de spus. Când am rupt torta, nu știam cum să o rump. Să o rump în părți, să o rump în două, să rump o bucată, să o rump în părți, să o dau la cineva. Nu știam cum să fac, dar până la urmă am reușit. Mulți se trăiască, mulți se trăiască, se trăiască la mulți ani. Că cum să reacționez, să nu-i cadă în cap, să nu-i, să n-o distrug, să nu-i... N-am știut că cum să fac cu turta acele, da, am avut emoții foarte mari. Păi hai să mai încingem o horă dacă tot am scăpat de emoțiile turtei. Am dansat și tradițiile le-am bifat.